Bună ziua, eu sunt Sorin de la Ecoven. Astăzi vom vorbi despre înlocuirea filtrului la echipamentul de ventilație Prana și alte aspecte la care trebuie să fiți atenți în momentul în care faceți această operațiune. Pentru început o să aveți nevoie de șurubeniță cu vârf în cruce și va fi nevoie să desfaceți cele 3 șuruburi aflate pe panoul echipamentului. Desfacem aceste 3 șuruburi mici. Panoul este de tip scoică, că este format din două părți, capacul și partea statică. Prana utilizează filtre G3, sunt filtre cu o porozitate foarte bună, un grad de filtrare foarte bun. Necesită schimbare după aproximativ 2-3 luni sau cel puțin recomand măcar o dată la 2 luni să desfaceți capacul frontal și să vizualizați statusul filtrului. Asta în cazul în care nu utilizați aplicația de telefon. În cazul în care utilizați aplicația mobilă Prana Online, atunci în cadrul aplicației aveți inclusiv avertizarea etapei când trebuie înlocuit filtrul. După ce ați îndepărtat cele 3 șuruburi, scoateți, detașați capacul. Recomand întotdeauna ca schimbarea filtrului să facă în acest mod. Filtrul se va pune în capac și după aceea capacul cu totul poziționăm pe aparat, având grijă ca găurile capacului de prindere să fie în corespondență cu găurile de pe flanșa aparatului. Recomand acest lucru deoarece la echipamentele care au și receptorul senzului de umiditate și temperatură frontal, în general, din dorința de a se pune filtrul, și utilizăm mâna în acest mod, în momentul în care punem filtrul la acest mod, deplasăm poziția acelui receptor, poziție care favorizează afișajul unor date eronate. Așa cum am spus, vă recomand să puneți filtrul în interiorul capacului. Capacul îl vom poziționa înapoi, ținând cont ca logo Prana să fie în partea dreaptă și ghidându-ne după găurile de corespondență. După ce am făcut acest lucru, putem pune șuruburile înapoi. În cazul în care aveți nevoie de suport tehnic, aș fi bucuros să ne contactați la datele aflate în descrierea acestui videoclip. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă!